Învierea lui Isus. În Evanghelia lui Matei, la capitolul 5, cu versetul 13, stă scris: Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Când Dumnezeu îi numește pe copiii săi sare, El vrea să învețe că scopul pentru care a făcut din ei supuși ai harului său este ca ei să ajungă mijloace pentru mântuirea altora. Sarea trebuie să fie amestecată cu substanța căruia îi se adaugă. Ea trebuie să pătrundă și să străbată pentru ca să conserve. Tot așa, oamenii sunt atinși de puterea mântuitoare a Evangheliei prin legături personale și prietenie. Ei nu sunt mântuiți cu grămada, ci fiecare în parte. Influența personală este o putere. Noi trebuie să ne apropiem mai mult de aceea pe care vrem să-i ajutăm. Gustul sării reprezintă puterea de viață a creștinului, iubirea lui Isus în inimă și neprihănirea lui Hristos care pătrunde în viață. Iubirea lui Isus este molipsitoare și impunătoare. Dacă locuiește în noi, ea se va revărsa și asupra altora. Lucrarea de a împărtăși pe Hristos este responsabilitatea fiecărui credincios. Să te folosești de influența personală pentru a arăta spre Isus, pentru a împărtăși ceea ce a făcut El pentru tine și cum este El calea, adevărul și viața, aceasta este chemarea vieții fiecărui creștin. Ai în viață prieteni sau colegi de serviciu care nu cred? Sau te-ai închis într-o sferă adventistă? Există în viața ta cel puțin o persoană care nu este creștină, dar care descoperă savoarea lui Isus petrecând timp cu tine? Cere astăzi lui Isus să facă din tine sarea sa cu gust delicios pe acest pământ. Motive de rugăciune, marți, 2 iunie 2020. Rugați-vă pentru slujirea unui centru adventist pentru refugiați și imigranți în Manus, Brazilia. Ei au grijă de venezuelanii care trăiesc ca imigranți în Brazilia. Cereți lui Dumnezeu să binecuvinteze și să multiplice modalitățile lor creative de a ajunge la ei. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă pe oaspeții potriviți la restaurantul numit Linte și la magazinul naturist din Yoshkar Ola, Rusia. Cereți-i să binecuvinteze clasele de gătit gratuite și alte modalități de a ajunge la cei din jur. Rugați-vă pentru membrii bisericii și elevii școlii adventiste din Kinobatan, Filipine. Școala bisericii a fost recent grav afectată de un taifun. Rugați-vă pentru toți cei care sunt afectați de diverse catastrofe naturale oriunde în lume. Rugați-vă pentru centrul de stil de viață Salem din Bogor, Iava de Vest. A avut foarte puțin oaspeți de la izbucnirea virusului COVID-19 și are probleme financiare. Ei derulează online acum un program de detoxifiere utilizând platforma Zoom. Rugați-vă pentru ei ca multe suflete să poată fi atinse în acest timp de criză. Vă doresc o zi frumoasă și binecuvântată!